Salutare, dragi prieteni! Tema zilei de azi sunt vânzările de haine, industria fashion. Și azi o să discutăm despre câteva lucruri foarte importante dacă ești în această industrie sau dacă vrei să fii în această industrie. În general, noi începem cu problematica. Problematica industriei trebuie să fie abordată prin a înțelege că există, pe de o parte, vânzări de haine offline, și acolo noi avem modelul când ești prezent într-o locație cu mult trafic, sau vânzări de haine offline când ai showroom-ul tău, și este vânzări de haine online, în care noi la fel avem o răscruce care ne duce spre vânzări de haine e-commerce, în care este un site, există niște provocări și oportunități, și există vânzări de haine online prin Instagram. Păi iată, azi noi vom lua o filieră din această industrie, vânzări de haine online prin Instagram. Iar dacă vrei să discutăm la fel în așa format despre celelalte formate vânzărilor de haine sau alte subiecte, feel free și aștept comentariile tale în sub acest video, o să le analizez și o să înregistrăm aparte o detaliere în zona și a celorlalte oportunități de vânzări de haine online sau offline. Așa că, let's start, să începem. Deci azi o să abordăm 5 perspective prin prisma cărora vreau să analizez și să vă dau gândurile mele și insight-urile pe care le-am avut în peste deja, cred că mai mult de 300 de companii cu care am discutat, consultat în direcție de vânzări de haine online prin Instagram. Deci avem prima perspectivă, sunt prestatorii. Deci prestatorii sunt prima problemă care este cumva aplicată la majoritatea. Și aici, dacă sunteți printre cei care luați din open source, din surse gratuite aproape sau din surse deschise, baza de date de prestatori, care toți sunt din Turcia și de la Sidmoi Kilometer, este mare șansă să aveți un clișeu care se numește același prestator, același produs în aceeași piață. Și atunci noi ne trezim că avem aceeași măicuță cu același preț sau câteodată și mai mic, la vreo 20-30, dacă nu mai mult, prestatori. Astfel, dacă tu intri în vânzările online prin Instagram, recomandarea mea este să te întrebi dacă se merită să continui sau să începi cu o bază de date deschisă. Mult mai strategic ar fi poate să faci o vizită în Turcia sau să faci o vizită în Odessa și să îți alegi prestatorul de pe loc, pentru că bazele de date, ele sunt bune, pot fi un început și probabil recomandabil ar fi, dar dacă voi vreți să faceți bani, vreți să faceți business, acest ingredient, acest punct din strategia voastră trebuie ajustat. Mergem la punctul 2. Punctul 2, prin prisma ceea ce am mai întâlnit eu, la noi este bugetul. Aici avem și gânduri pozitive, dar și un pic negative, pentru că bugetul în vânzări de haine online pe Instagram deja este mai sus de 1000 de euro. Vorbim de Republica Moldova, în special dacă vorbim de România sau altă țară, încă și mai sus bugetul pe lună. Ce înseamnă asta? Înseamnă că concurenții voștri setează publicitate de 1000 de euro și mai mult. Respectiv, asta le asigură o vizibilitate mai mare, voi apăreți în ochii mei odată, ei apar de 10 ori. Deci ei au de 10 ori mai mare probabilitate că eu o să cumpăr de la ei. De aceea, dacă voi sunteți sub grila 500 de euro și la voi tătă ghine, dar tătă ghine asta înseamnă că vedeți punctul 5, acum să discutăm, dar dacă sunteți sub grila de sub 500 de euro, probabil șanse să faceți bani nu sunt. Între 500 și 1000 am întâlnit istorie de succes când se lucrează foarte bine pe direcția de produs. Când nu se lucrează cu baza de date care o au tăți, când există un produs individual, când există un model de roche, pantalon, orice o fi, care este special și la un preț bun. Atunci, da, cu 300, 500, 800 de euro vă descurcați. Dacă sunteți cu măicuță, fustiță care au tăți, 1000, 2, 3, 5 euro, 1000, este salutabil, așa că aveți în vedere și încercați să luați în calcul și acest aspect. La mijloc am pus al treilea punct. Al treilea punct este destul de specific. Probabil nu o să-l sugerez la cei care de-abia startează, pentru că asta poate să vă blocheze și nici nu începeți, dar dacă ești conștient și dacă te uiți la acest video cu interes că vrei să faci bani, atunci strategia, preț, model sau brand. Aici fac greșeală foarte, foarte mulți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toți vor să-și creeze brandul Fashion Week in the House. Toți vor Michael Shoes, Larissa
style, toți încearcă să-și creeze branduri, logotipuri și investind 100 de euro, noi ne trezim că vezi o publicitate, că cuita brand, dar habar n-ai cine. Și atunci prețul mare la produs deloc nu este justificat, chiar dacă produsul este super calitativ. Pe alte direcții merg unii care nu se axează pe direcția de model. La foarte mulți utilizatori azi care cumpără din Instagram rochiță, pantalonaș de pe Instagram de la Sidmoi Kilometer, cu precomandă sau poate chiar instant aveți stocuri, foarte mulți atrag atenția la două ingrediente. Asta este direcția de model, concret, dacă ai ochi, stil, să alegi gustos, ai șansă mai mare decât celălalt care pur și simplu a luat top 3. Și al doilea element, preț bun. Dacă ai o logistică, o strategie prin care tu capitalizezi baza de date, ca pe urmă să mai vinzi de vreo 2-3 ori, ori ai găsit niște condiții favorabile și foarte bune. Deci, în sensul ăsta, ce trebuie să tragem atenția? Pe ce fel de strategie voi veți merge? Veți merge pe strategie de produs, de model, veți merge strategie de preț, o să fiți preț foarte accesibil și atunci poate unele detalii legate de calitate, de nu știu ce întârziere, poate e clar, deși pentru că știți cum la AliExpress noi cumpărăm câteodată husă de 2 dolari și îți vine așa o husă, dar tu zici, ei, dar și 2 dolari ai dat. Și data viitoare nu cumperi, dar nici nu tare scrie în Google feedback negativ la AliExpress. Așa ceva lucrează și în direcția hainelor. Și al treilea strategie este când brand. Atunci când voi creați o strategie nu doar de vânzare azi, dar de vânzare în 3-5 ani de zile. Nu știu dacă e aplicabil pentru vânzările în Instagram, dar de ce nu? Însă trebuie să luați în calcul. Dacă puteți să combinați, să aveți un brand mediu, mic, să aveți niște modele interesante cu un preț bun, desigur că asta este tăți și vor și încearcă să facă majoritatea specialiștilor, vânzătorilor și experților în acest domeniu. Dar deseori trebuie să vă alegeți o strategie în prima fază, ca pe urmă să migrați spre alt nivel. Mergem la punctul 4. Punctul 4 este pentru cei care investesc peste 1000 de euro buget. Cei care deja generează 300, 500, poate și mai mult, cu siguranță, se generează peste 1000 de mesaje pe lună. Unul dintre problemele care nu permit să faci bani din această zonă este că nu există un CRM. Noi putem să acceptăm că CRM-ul poate fi în diferite forme. El poate fi în carnețel, unde voi notați, complicat, dar dă, se poate. El poate fi într-un Excel în care voi scrieți câți v-au văzut, câți au clicat, câți și aveți un fel de pâlnie, un fel de sistem sau pur și simplu în coloniță, i-ați scris pe tăți. Sau el poate să fie un sistem CRM, spre exemplu, am o CRM ori alte platforme. Dar cert este faptul că dacă voi nu puteți să-mi răspundeți în secunda asta câți oameni v-au văzut, câte lead-uri ați primit, câte lead-uri au refuzat, câte lead-uri au cumpărat, care e cel cu mediu, câte refuzuri aveți, care e procentul de conversie, cât costă un mesaj, cât costă un client, cât costă un comentariu, cât costă o vizualizare. Înseamnă că voi nu o să puteți să mă ștabați și nu o să puteți să faceți bani din asta. De aceea, în zona asta, e foarte important ca în strategia voastră să fie și ingredientul dat. Iar ultimul este modelul financiar. Punctul 5, care l-am observat în toate, tot ce ține de consultații, este elementul că foarte mulți, intrând în promovare de haine, vânzări online prin Instagram, vor să facă în prima lună 50, 20 și 1000 de euro. Acum, ce se întâmplă? Unii când spun asta, au în vedere că ei vor să vândă de suma asta. Ceea ce nu este tocmai corect să calculați câte vânzări aveți. Trebuie să calculați cât profit faceți, cât duceți acasă. Al doua problemă este că din toate istoriile de succes care voi o să le-ați auzit, o să le auziți, sunt oameni care probabil pe mână se poate enumărat care fac 5, 10, 20 mii de euro pe vânzări de haine online și majoritatea din ei au anumite ingrediente, 1, pe care voi nu le aveți, 2, ei sunt de mult în piață sau au buget mare. Ingrediente înseamnă că deseori noi am observat că, în special domnișoarele, care sunt influenceri, care au audiență de 100.000 de follower, 50.000 de follower, întâlnit pe Instagram, ei vând de 10.000 de euro
haine, accesorii pentru dame în situația auditată de mine și da, asta era. Al doilea ingredient, unii sunt de mult. Ei deja sunt tare, tare de mult, s-au făcut bază de dati și nu sunt amoi în boom-ul ăsta de ultimul an, unde au apărut peste 2000 de oameni care vând prin Instagram. Și al treilea ingredient, bugetul. Deci unii sunt cu bugete de 10-20.000 de euro pe lună, care noi am avut și ca client și care noi am și consultat. Și atunci tu cu ai tăi chiar și 1000, nu poți să ai atâta lead-uri, pentru că un mesaj îl costă $2 în mediu, $3, $5, iar pe tine te costă $1. Însă tu generezi 1000 doar, dar el generează 10.000 de mesaje. Și atunci chiar și cu aceeași conversie de succes, voi o să aveți rezultate diferite. De aceea, reiterând, care sunt problemele și la ce trebuie să atragi atenția dacă vrei să vinzi haine online prin Instagram. Primul este prestatorul. Apreciază-te și nu fă greșeala care o fac majoritatea. Te folosești doar de sursele gratuite și sursele externe care le au tot și atunci tot piața e plină de aceleași produse. Al doilea element, ăsta este bugetul. Investește în marketing. Promovează-te corect. Fă creative, fă fotosesie, alege influence marketing, alege strategia multichannel, care o să-ți permită ca tu să ai o prezență mult, mult mai mare, mai corectă, mai conversională. Al treilea element, asta ține de strategie. Întreabă-te și condu-te de o strategie sau găsește mijlocul dacă reușește, foarte greu, legat de preț sau produs sau brand. Și atunci, utilizatorul tău trebuie să înțeleagă de ce trebuie să cumperi la tine. Pentru că tu ești Nike sau tu ești Colea Fashion sau că modelul tău, rochița roșie cu buline, tare, tare îmi place, nici tot una că e de unde o fi, tare vreau asta. Sau tu ești preț. Numai eu la 22 de lei am uia al eu, că care-i sensul? Al treilea element, cerimea. Dacă vrei să faci bani, trebuie să-ți duci evidența clienților și să ai cifrele de bază. Sunt vreo 4-5 cifre care trebuie să le duc toți. Și ultimul, asta este modelul financiar. Asta este, trebuie să-ți dai seama că tu nu o să faci 10-100 de mii de euro pe an, probabil în primul an, și majoritatea din voi nu o să facă mai mult de 1000 de euro pe lună, probabil chiar și vânzări. Sau profit. Profit l-am întâlnit 1000 de euro. Dar aici este un bonus problemă, nu calculează corect oamenii. Adică da, tu ai 1000 de euro publicitate, da, tu ai 1000 de mesaje care ți-o scris, tot ok, la tine 10 euro profit, tu ai vândut la 100 de oameni. Sau la 200 de oameni. 10 euro profit la 100 de oameni, 1000 de euro la 200 de oameni, 2000 de euro. Dar tu n-ai calculat că tu încă pe lângă asta ai fost curier, tu nu lucrezi, tu n-ai salariu, ai fost pe la cafinele, ai făcut retururi, ai 3 bauluri de rochi în camera oaspeților și de fapt deja a 7-a lună tot baulul crește, da, în 7 luni te-ai făcut 14.000 de euro, dai marfă de 5 și undeva încă acolo pe publicitate n-ai calculat și acolo încă cafea, acolo încă benzina, acolo sănătate, acolo nervii care tu demu. Și atunci la majoritatea care noi am analizat, da, a fost o încercare, dar mai gândeam de ce o să se angajeze cu 300 de euro și eram mai fericiți și mai împliniți. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te apuci de business. Asta nu înseamnă că eu te tai și zic că acolo nu-s bani. Asta înseamnă că eu vreau tu să fii conștient. Aș vrea ca tu să fii un antreprenor conștient și dacă o să întâlnești greutăți în viață, că nu-s lead-uri, costul pe mesajul e scump, că alte probleme, să înțelegi că asta este la tăți. Și trebuie să lupți cu asta dacă te-ai băgat în business-ul ăsta. Nu e despre bus post $5 și mâine noi aș fi milionari. Cam așa este istoria. Eu tare mult sper că această inserție exactă în nișă, dacă o să prindă la voi și va fi utilă, aștept feedback-ul vostru sau discuțiile, sunteți de acord sau nu, în comentarii. Cu drag o să citesc și excludem polemica, rasismul și părerea voastră despre mine și ne axăm pe subiect. Sunt gata să discutăm toate detaliile și dacă este relevant așa gen de categorie de conținut, noi probabil o să mai revenim săptămânal cu anumite videouri pe diferite nișe. Iar ce fel de nișă, scrie în comentariu și ca întotdeauna, cum zic toți, calăcolcic, like, share, tot cum se pologhează. Cu voi a fost Dumitru Talmazan, Talmazan School, cu drag pentru voi, ne auzim tare curând!